numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Pentru mine, fericirea mea e să mă apropiu de Dumnezeu, să-mi pun în Domnul Dumnezeu speranța mea. Lăudat să fie Iisus Hristos. În zilele voastre, părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, treci și iubiți credincioși, treci credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. Astăzi, duminică, ziua Domnului, răspundem la invitația Lui. Venim la ospățul pe care El ne-l oferă, la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Astăzi, în cadrul acestui ospăț, în cadrul acestei celebrări, îl vom asculta într-un chip deosebit pe Iisus, care ne anunță că noi am primit și primim daruri atât de multe și ce am făcut și ce facem cu ele prin parabola talanților care ne oferă. E Iisus care ne vorbește astăzi. Părintele va interpreta, Cristian va interpreta această parabolă. Așadar, îl ascultăm pe El. Și în al doilea rând, astăzi aici la noi e prezent Sfântul Părinte Papa, Papa Francisc, cu un mesaj cu totul special. El ne cere, vom asculta acest lucru la sfârșit mai pe larg, cum să ne îndreptăm spre cei care sunt alături de noi, în suferință, în lipsuri, cu un termen general, săracii. Cum ne apropiem de ei? Cum îi considerăm? Ce datorii avem noi cu ei? Și cum trebuie să arătăm noi dragostea pe care Iisus ne-a învățat-o? Ne cheamă Sfântul Părinte să nu iubim doar numai cu vorba, cuvântul, ci cu faptele. Așadar, e duminica, prima duminică mondială dedicată săracilor. Aici ne invită Sfântul Părinte să ne unim în jurul Său și cu toată biserica, cu toți slujitorii, cu tot poporul creștin să privim cu alți ochi la cei care sunt săraci. Pentru a celebra cu vrednicie întâlnirea noastră cu Dumnezeu, la ospățul Său, și pentru a asculta cu bucurie chemarea Sfântului Părinte, să ne recunoaștem acum păcatele noastre, cerând iertare, mai ales pentru lipsa noastră de iubire față de cei în suferință și săraci. Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Mare, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
gloria in excelsis Deo. Să ne rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, de ne te rugăm harul să te urmăm mereu cu bucurie, căci numai slujindu-te necontenit pe tine, izvorul oricărei bine, putem afla fericirea de plină și nepieritoare, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin.
Citire din Cartea Proverbelor. Femeia de valoare, cine o poate găsi? Ea este mai prețioasă decât coralii din depărtare. Inima soțului ei se încrede în ea și prada nu-i va lipsi. Ea îi procură binele și nu răul în toate zilele vieții ei. Ea caută lână și in și face lucruri plăcute cu palmele sale. Mâinile ei se întind peste furcă și palmele sale apucă fusul. Ea își desface palma către cel umil și își întinde mâna către cel nevoiaș. Falsă este grațiozitatea și deșartă e frumusețea femeii, dar cea care se teme de Domnul, ea trebuie lăudată. Dați-i după rodul mâinilor sale și lucrările ei s-o laude la porți. Cuvântul Domnului. Cântați Domnului un cântec nou. Domnului un cântec nou. Fericiți toți cei care se tem de Domnul și umblă pe căile sale, atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale, vei fi fericit și toate ți vor merge bine. Cântați, soția ta va fi ca o viță roditoare înăuntrul casei tale. Copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului împrejurul mesei tale. Cântați, Domnul, iată, așa va fi binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Cântați, Domnului, un cântec nou. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni. Fraților, cât despre timpul și momentul acela, nu aveți nevoie ca să vi se scrie, căci voi înși vă știți precis că ziua Domnului vine ca un hoț în timpul nopții. Când vor zice unii pace și liniște, atunci, pe neașteptate, va cădea peste ei devastarea, precum durerile nașterii pentru cea însărcinată, și nu vor scăpa. Însă voi, fraților, nu sunteți în întuneric, încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Așadar, să nu dormim precum ceilalți, ci să veghem și să nu ne pierdem cumpătul.
Cuvântul Domnului. În mine și eu în voi, spune Domnul. Cel care rămâne în mine și eu în el, acela aduce roade multe. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus le-a spus această parabolă discipolilor săi. Un om, voind să plece într-o călătorie, și-a chemat servitorii și le-a încredințat bunurile sale. Și unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, iar altuia 1 fiecăruia după propria putere. Apoi a plecat. Îndată cel care primise 5 talanți s-a dus, a lucrat cu ei și a câștigat alți 5. La fel cel cu 2 talanți a câștigat alți 2. Dar cel care primise 1 s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns banii stăpânului său. După mult timp a venit stăpânul acelor servitori și le-a cerut cont. Venind cel care primise 5 talanți, a adus alți 5 talanți, spunând, Stăpâne, 5 talanți mi-ai dat, iată alți 5 talanți am câștigat. Stăpânul i-a zis, bine, servitor bun și credincios, peste puțin ai fost credincios, te voi stabili peste multe, intră în bucuria stăpânului tău. Venind apoi cel cu 2 talanți, a spus, Stăpâne, 2 talanți mi-ai dat, iată alți 2 talanți am câștigat. Stăpânul i-a zis, bine, servitor bun și credincios, peste puțin ai fost credincios, te voi stabili peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. În sfârșit, venind și cel care primise 1 talant, a zis, Stăpâne, știam că ești un om aspru, care seceri unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai împrăștiat. Și pentru că m-am temut, m-am dus și am ascuns talentul tău în pământ. Iată, aici este al tău. Dar stăpânul i-a răspuns, servitor rău și leneș, știai că seceri unde n-am semănat și adun de unde n-am împrăștiat. Deci trebuia să depui banii mei la bancheri, iar la venirea mea aș fi retras ce este al meu cu dobândă. Așadar, luați de la el talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că oricui are îi se va da și îi va prisosi, iar de la cel care nu are se va lua și ceea ce are. Iar pe servitorul netrebnic aruncați-l afară în întuneric. Acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților. Cuvântul Domnului. Preasfințite, iubiți credincioși, o parabolă
pe care o povestește Iisus Hristos trebuie să fie mai întâi ascultată, apoi ea pretinde din partea noastră un asentiment și apoi solicită o reflexie și anume, cum fac ca în viața mea să reproduc ceea ce am auzit de la Iisus în această povestire. În parabola noastră este vorba despre un, am putea spune noi în termenii actuali, un capitalist care vrea să investească. El împarte din capitalul său și acești servitori primesc destul de mult. Dacă ne gândim că un talent ar fi fost atunci 6.000 de dinari, o sumă pe care un om putea să o câștige în mai bine de 20 de ani de viață, de muncă. El este generos, însă nu în mod egal, ci în parte diferențiat. Și Iisus explică de ce fiecăruia a dat după puterea Lui. Și avem apoi înfățișarea celor doi servitori, ei vin, au lucrat bine, au făcut o investiție fructuoasă, au dublat talanții, se prezintă și stăpânul îi laudă. Însă abia la al treilea servitor, ascultătorii lui Iisus Hristos și noi, avem o altfel de așteptare. Adică nu ne gândim că acest al treilea servitor reproduce același text pe care l-au avut ceilalți. Stă în logica narațiunii ca ultimul să aibă un altfel de comportament. Altfel, o parabolă nu are nimic moral de oferit. Se încheie banal, toată lumea știe, bine, toți oamenii investesc, câștigă, sunt pe placul stăpânului. Dar al treilea servitor are un comportament atipic. Simțim noi astăzi, ne încearcă pe noi vreun fel de solidaritate cu acest servitor? Și de ce ne-ar încerca? Ne-ar încerca, mă gândesc, pentru că în mentalitatea timpului, în izvoarele rabinice, gestul de a pune în groapă, de a săpa și de a pune în groapă o comoară, banii, aurul, era văzut ca o modalitate prudentă și înțeleaptă de a păstra banii. Altfel decât cealaltă variantă de a păstra banii sau aurul într-o pânză. Și apoi ar fi solidaritatea motivată de noi astăzi prin faptul că până la urmă servitorul n-a cheltuit talentul. L-a păstrat, s-a gândit el că este în maximă securitate în pământ. Însă mă gândesc că pe mai mulți dintre noi ne încearcă un alt fel de gând. Deja noi îi facem reproșuri acestui servitor și îl luăm drept un irresponsabil și netrebnic. A stat ca un leneș degeaba. N-a făcut nimic. I-a fost teamă de orice risc. Adică, pur și simplu, să îngrop ceva fără să te gândești că trebuie, ai și tu capacitatea de a înmulți. El, în schimb, a optat pentru lene și inactivitate. Dacă am spus că în sine faptul de a îngropa o avere nu era înainte, în trecut, ceva blamabil, ci o modalitate înțeleaptă de a conserva banii, așadar, în schimb, în atitudinea lui, acest servitor este unul care merită apostrofa stăpânului. În reacția lui vedem un amestec de ciudă, de protest și de frică. Spre deosebire de primii doi, care atunci când vorbesc își descriu activitatea,
Acesta își centrează discursul pe persoana stăpânului. Stăpâne, știam că ești om aspru, că adun de unde n-ai împrăștiat și semeni de unde, sau seceri de unde n-ai semănat. Și apoi spune, pentru că m-am temut, am îngropat talentul. E obraznic, am zice noi, mai departe are mult tupeu. Cum să vorbească așa față de stăpânul lui? Însă stăpânul reproduce cuvintele. Știai că sunt așa. Ca și cum ar formula o ironie foarte ascuțită. Bine, să zicem, ai dreptate, sunt eu un asemenea om, dar măcar puteai să faci și tu abstracție făcând de felul meu de a fi ceva cu talentul meu. Așadar, reproșul lui este îndreptățit. Și noi totuși ne întrebăm mai departe în ce constă greșeala servitorului. În primul rând, el are o imagine falsă despre Dumnezeu. Și aici ne întrebăm noi ce chip de Dumnezeu ne cioplim noi și în ce măsură chipul lui Dumnezeu pe care ne-l cioplim concordă, se identifică cu Dumnezeul pe care ne-l prezintă Iisus. Mulți oameni sunt convinși că Dumnezeu e setat, e fixat pe profit, pe performanță, pe prestație de servicii. Și e chinuitor pentru conștiința lor să scoale dimineața ce am să-i mai fac lui Dumnezeu. S-a săturat de Dumnezeu de performanțele mele? I-am făcut destul? Poate vrea mai mult. Deci un Dumnezeu care este orientat după profit, pretinde din partea ta profitul, performanța. Însă Dumnezeu nu este așa. El încearcă, de fapt, să valorifice fiecare om și nu să câștige profit de la om. De aceea, atunci când un om investește cu talanții, de fapt, el se valorifică pe el însuși. Își dezvoltă potențialitățile. Nu îi ofer lui Dumnezeu ceva. Și apoi, dacă Dumnezeu ar fi fost fixat numai pe profit maxim, ar fi dat la toată lumea 5 talanți. Dar așa, unul i-a dat un talent și nici de cum. Ar fi fost scandalos pentru noi să-l auzim pe stăpân spunând, de la tine așteptam 3 talanți. Ne-ar fi fost imposibil să ne apropiem de un așa Dumnezeu. O așa imagine de Dumnezeu ar fi încă în această viață scrâșnirea dinților. Dar Dumnezeu nu este așa. El așteaptă de la tine atâta cât poți da. De aceea mă gândesc că în școală o profesoară acționează foarte greșit dacă vrea ca toți elevii să fie de 10. Și nu întreabă, pentru că ai luat 7, cât timp ai investit pentru această notă? Doamna profesoară, am lucrat 4 ore ca să iau acest 7. Mai mult chiar nu puteam. A avut o trudă maximă, o osteneală dusă până la capăt. Bine, bine ai făcut. Uite, meriți toate felicitările mele. Acesta este baremul 7. Însă tu, într-adevăr, ai făcut tot ce ți-a stat în putință. Asta contează cel mai mult. Așadar, servitorul greșește atunci când îl califică pe Dumnezeu drept un om aspru. Și greșim și noi când facem la fel. A doua greșeală a lui ar fi, el spune, pentru că m-am temut. Motivația ascunderii talentului stă într-o frică. Iar frica este întotdeauna paralizantă. Când omului este frică, el se închide în el însuși, nu iese, nu investește, nu întreabă, nu se consultă, nu este o fire care are spirit de orientare. El se închide ca într-o groapă.
Frica niciodată, spune un proverb german, nu este un bun sfetnic. Și omului acestuia i-a fost frică. Dar ascultătorii lui Iisus, evreii, din cărțile Vechiului Testament, și noi știm că Iisus Hristos nu are voie să ne inspire frică. El este Emanuel, Dumnezeu cu noi. El arată multă milostivire. Ce greșeală facem noi și cât de mult sterilizăm persoana noastră atunci când acționăm din frică. De fapt, optăm să nici nu mai acționăm. Și psihologii astăzi, psihoterapeuții, încearcă tot felul de metode să-i elibereze pe oameni de anxietate, spun ei. Și depresia are întrânsa multă anxietate. Dumnezeu vrea să fim responsabili, să fim deschiși și dezinvolți, să întrebăm, să fim întreprinzători. Când te gândești la fiii acestei lumi, asta este o altă parabolă, îi admiri pentru că au sediu de antreprenoriat, de consultanță, vor să facă reclame, ei sunt întreprinzători. Și noi, în raport cu Dumnezeu, să ne închistăm, să ne închidem într-o frică, nu e posibil. De aceea, Stăpânul spune, ți se va lua ceea ce ai, n-ai făcut nimic, n-ai acționat cu responsabilitate. Iubiți credincioși, astăzi este prima zi mondială a săracilor și mă întreb, vis-a-vis de această Evanghelie, cum ar trebui să fie investiția noastră? Nu ar trebui să ne gândim că este o profitabilă investiție atunci când ne apropiem de săraci, când împărtășim cu ei timpul, valorile pe care le avem? Sărăcia este pentru mulți în România un blestem, o soartă nemiloasă. Îi vezi pe stradă, poate nu au o locuință, însă Sfântul Părinte, în documentul pe care îl scrie sau în mesajul la această zi, el spune că noi trebuie să cultivăm o sărăcie care este o atitudine a inimii, care atitudine ne împiedică să ne gândim la bani, la bogăție, la lux, la carieră, ca la un obiectiv al vieții și condiție a fericirii noastre. Dacă noi stăm fixați și ne spunem, până nu am banii, până nu am carieră, așa, eu nu pot să fiu fericit și de aceea sunt un sărac, un oropsit. Papa spune, simpli, sărăcia ca o atitudine a inimii care ne ține departe de aceste gânduri. Și această sărăcie este o vocație. Eu am văzut-o în această vară la mulți frați de la Teze, trăiau o viață simplă și aveau o opțiune conștientă pentru sărăcie. Voiau să se dispenseze ei de multe lucruri. Asta este o atitudine a inimii. Sărăcia văzută ca un recipient în care se tot strânge încredere în Dumnezeu. Adică mizezi pe Dumnezeu, te bazezi pe El, îl lași pe El să acționeze. Și ne gândim cât de frumos sună caracterizarea femeii din prima lectură astăzi, în Cartea Proverbelor, unde se aude, femeia virtuoasă își desface palma către cel umil și își întinde mâna către cel nevoiaș. Așadar, o femeie de valoare face acest gest, își întinde mâna către cel nevoiaș. Și de aceea, Papa mai spune atât de frumos la finalul mesajului, binecuvântate sunt mâinile care se deschid ca să-i primească pe cei săraci. Sunt mâini care aduc speranță. Binecuvântate sunt mâinile care depășesc orice barieră de cultură, religie, naționalitate. Binecuvântate sunt mâinile care se deschid fără a cere nimic în schimb, fără dacă, fără însă și fără poate că,
sunt mâini care fac să coboare binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea, investindu-ne talanții, pentru că îi avem cu toții, să ne gândim și la aceia care au nevoie de timpul nostru, de atenția noastră, poate și de una din cele 5 haine pe care le avem, dar mai ales de timpul nostru, și să ne gândim că împărțind cu ei, de fapt noi înmulțim și tot înmulțim spre valorificarea noastră și spre slava lui Dumnezeu. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos! Frăților prea iubiți, Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lume să o mântuiască. A rămas pururi cu noi în cuvintele sale și în Sfânta Eucaristie. Și va veni într-o zi să-i judece pe cei vii și pe cei morți. Să rugăm să ne stea mereu alături cu Harul Său, ca să știm să-L așteptăm și să-L primim când vine la noi, îndreptându-ne spre cei care sunt în necazuri, suferințe. Iisuse, Dumnezeul nostru, dă-i Sfintei Biserici harul de a fi mereu atentă pentru a discerne voința Ta în semnele timpului. Te rugăm, ascult. Luminează-i pe toți creștinii să te recunoască și să te primească plin de iubire în persoana fraților lor, săraci, suferinți și părăsiți. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește în sufletul celor înzestrați cu daruri deosebite, cu putere sau cu bogăție, conștiința folosirii lor în slujba semenilor lor. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le oamenilor de știință harul să înțeleagă că numai întâlnirea cu Tine, Dumnezeul cel viu și adevărat, va dărui sens de plin cercetărilor și vieții lor. Te rugăm, ascultă-ne! Nu îngădui ca grijile și interesele pământești să ne îndepărteze de Tine, ci dă-ne purul o inimă trează spre a sesiza prezența Ta sub orice formă ai veni la noi. Te rugăm, ascultă-ne! Îndură-te de sufletele din purgatoriu și împlinește-le așteptarea, primindu-le să se bucure pe deplin de vederea feței Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic, dă-ne, te rugăm, înțelepciune, ca să te putem recunoaște cu ochii credinței aici pe pământ și astfel să ajungem să te contemplăm față în față, împreună cu Sfinții Tăi în ceruri, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Thank you.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Primește, Doamne, darurile pe care ți le oferim înaintea ochilor Tăi și ajută-ne ca să dobândim harul de a Te sluji cu credință și să fim călăuziți mereu de Tine la veșnicia fericită prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. O, sinimile. Să-i mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Tu i-ai iubit așa de mult pe oameni, încât L-ai trimis pe Fiul Tău, ca Mântuitor al nostru. El a devenit asemenea nouă în toate, în afară de păcat, pentru ca noi să devenim asemenea Lui, iar Tu să poți afla în noi ceea ce iubeai în El. Prin neascultarea noastră am încălcat legământul încheiat cu Tine, dar Tu L-ai reînnoit prin ascultarea Fiului Tău. De aceea, cu toți îngerii și sfinții, preamărim lucrarea iubirii Tale, cântând cu bucurie.
Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțarea la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta, împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor.
Din astea porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace mă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, sunt vrednic să-i zic. Dar spune numai eu cuvânt și să vă dăm milostiv. Thank you.
Să ne rugăm. Împărtășindu-ne, Doamne, cu darul Sfintelor Taine, te rugăm cu umilință, ca jertfa pe care Fiul Tău ne-a poruncit să o aducem în amintirea Lui, să mărească în inimile noastre iubirea prin Hristos Domnul nostru. Câteva anunțuri din partea oficiului parohial. Astăzi, la ora 19, va avea loc un concert de orgă susținut de tânărul maestru Alexandru Catău din Bacău. Miercuri, 22 noiembrie, în sărbătoarea Sfintei Cecilia, liturghia de la ora 18 se va celebra împreună cu corurile care au cântat de-a lungul anului la liturghia transmisă la radio. De asemenea, ne vom ruga pentru toți coriștii răposați. Duminica viitoare se vor face adeziunile la Acțiunea Catolică. La ora 9 și 15 minute copiii, iar la ora 16 tinerii. Duminica viitoare este solemnitatea Hristos, Regele Universului. Vor fi 4 ore de adorație după următorul program. Ora 12 până la ora 13, credincioșii care rămân după Sfânta Liturghie, de la ora 13 până la ora 14, persoanele consacrate, de la ora 14 la ora 15, seminariștii, iar de la ora 15 la ora 16, tinerii. Colecta de duminica viitoare este pentru seminariile diecezane. O mulțumire deosebită pentru susținerea dovedită prin darul dumneavoastră. La intrarea în biserică se pot procura calendarele 2018 și articole religioase sau publicații de interes. Înțelii voastre, dragi și biscredincioși, vă rețin câteva momente pentru a trăi în comuniune cu Sfântul Părinte și cu întreaga biserică. Sigur că am adunat aici, în catedrala noastră, ca să-L ascultăm pe Iisus, care ne învață mereu. Dar am spus la început că astăzi ne vorbește și Sfântul Părinte, Papa Francisc. Tocmai acum încheie celebrarea Sfintei Liturghii cu cei peste 4.000 de săraci, încercați, desnădăjduiți, părăsiți, care se află numai în Roma, mulți în Roma, dar și în alte părți ale lumii. Unii dintre ei au ajuns chiar la Roma. Sfântul Părinte a dorit ca să ne lase un asemenea testament, pentru că mesajul său și dispoziția și chemarea sa este ca această duminică să fie mereu Duminica Mondială a Săracului. Să nu se uite că pe pământ există sărăcie. Poate noi ne gândim repejor la săraci, cei care n-au o haină sau numai mâncare, nu. Sub acest termen de săraci se înțeleg toți aceia care au suferință într-un fel sau altul. Există sărăcie adevărat materială, care ne spunea și părintele la predică, dar există o sărăcie spirituală, mai profundă, iar noi trecem prin asemenea momente de sărăcie. Sărăcie care împovărează. Sfântul Părinte vrea să nu uităm acest lucru. Prin gestul lui de a sta astăzi la masă cu peste 1500 din cei săraci, de pe străzile Romii sau din alte părți, El ne învață, de fapt, un lucru
care trebuie să fie exprimat în toate locurile. Papa, episcopii, preoții, persoanele consacrate, credincioși, trebuie să-și deschidă inima și să privească spre cei care sunt în jur, în diferite lor suferințe, sărăcie și lipsuri, și să-i prețuiască așa cum i-a prețuit Dumnezeu. Ne dați seama, ne dăm seama, Dumnezeu s-a făcut sărac ca noi să ne îmbogățim. Dumnezeu s-a apropiat de noi și se apropie mereu de noi să ne înalțe, să ne ridice din această suferință și sărăcie. Dumnezeu vrea ca noi toți să facem ceea ce a făcut Iisus și ce au făcut apostolii și ce au făcut sfinții, să privim în cei săraci, în cei îndurerați, în cei lipsiți, în cei care sunt în suferințe, ca spre El, pentru că în ei se oglindește El. Și Sfântul Părinte acest lucru îl dorește. La sfârșitul anului dedicat milostivirii, Sfântul Părinte a exprimat că dorește să lase în biserică, cum au lăsat și ceilalți sfinți părinți papi, o zi care să fie cu adevărat ziua iubirii față de cei săraci, față de ceilalți, față de cei de lângă noi, față de cei ce sunt în suferință, căci în ei Sfântul Părinte îl vede mereu pe Dumnezeu și ne cheamă și pe noi la această iubire și prețuire. Nu e ușor, dar este un mandat pe care îl primim cu toții și ne cheamă Sfântul Părinte să nu încetăm să iubim numai cu vorba, cu cuvintele și cu limba și cu fapta și cu adevărul. Singur, acest document este deja publicat pentru astăzi, trebuiau multe inițiative, s-au luat deja multe inițiative în diferite părți ale lumii, s-au luat inițiative și în dieceza noastră și se vor continua cu acele multe, multe întâlniri pe care Caritasul le-a trăit și le trăiește. Celelalte organizații care le avem în dieceză, Colping sau asociația pe care aici noi o avem în jurul nostru, a Sfântului Vincențiu, sau asociațiile care au mereu în gândul lor această preocupare pentru săraci, trebuie să continue. Nu mai astăzi să ne gândim la ei, ci mereu. Pentru că ei sunt cu adevărat, așa cum spune Sfântul Părinte, sunt o comoară, nu o problemă, un dar prin care noi putem trăi mai viu Evanghelia, în care noi putem cu adevărat să ne exprimăm acea iubire pe care El ne-a a voit să o lase în noi, iubirea față de cei care sunt alături, de cei care sunt în suferință. Un creștin nu poate rămâne pasiv în fața acestor încercări și dureri. De aceea, acest mandat pe care Papa ne-l lasă este o chemare la a profita de această realitate a sărăciei pentru a crește în iubire, pentru a face Evanghelia vie, pentru a-L face prezent pe El în lume. Ne bucurăm astăzi că acum să fim în unire cu Sfântul Părinte, dar și cu toți ceilalți care astăzi se îndreaptă cu iubirea lor spre cei ce au nevoie de ajutorul nostru. Atunci vom fi și noi asemenea cu Hristos. Atunci vom găsi și noi
dragi iubiți credincioși, acea bucurie pe care Iisus însuși ne spune: fericiți cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Noi înșine să știm să ne facem săraci, ajutându-i pe ceilalți, pentru că astfel să ne bucurăm de dreptul de a fi cu El în împărăția Sa. Ne bucurăm să începem astăzi o asemenea trăire, duminică în fiecare an, în care să găsim multe inițiative pentru a le arăta celor lipsiți că Dumnezeu îi iubește, că Dumnezeu îi îmbrățișează, că Dumnezeu îi prețuiește și așteaptă să le ofere fericirea din ceruri. Știm că Sfântul Părinte, când vede unul suferind, un bolnav, unul părăsit, coboară din mașină, coboară unde se află, îl îmbrățișează, îl primește la masă cu el, tocmai pentru a ne spune că și noi trebuie să facem la fel. Pentru că așa a făcut Iisus. Să ne ajute Domnul să nu uităm această lecție și această chemare a Sfântului Părinte Papa Francisc. Și acum ne ridicăm în picioare, îi încredințăm pe toți cei săraci, pe toți cei lipsiți de rugăciunile noastre, îi asigurăm și mai ales îi încredințăm Maicii Preacurate, cea care ne l-a oferit pe Iisus în sărăcie, care este binecuvântarea noastră și a întregului pământ. Îngerul Domnului a vestit Mariei: Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, ne rugăm, Doamne, să revești harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea lui Hristos Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, în același Hristos Domnul nostru, la Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu. Care sunt încredințați. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt.
liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim.